Băieții sunt fierți, extrem de geloși, își imaginau momentul de striptease. Bogdan spunea că sigur nu crede că ar fi pus vreo mamă pe scaun. Săraca doamna Ana, ce-a pățit, nu mai știe. Dar și lui bunica i-a făcut la fel, să știți. Mi-am adus aminte, bunica era pe canapea și a refuzat. Și tot băiatul ăla, că v-am spus că era... În fine, s-a dus către dânsa și a făcut fix același gest. Deci, sincer, nu mi se pare ok. Chiar nu mi se pare ok, nici doamna Iana. Indiferent că s-a dus pe scaun, ar fi trebuit să fie finuț și să zică, uite mă, că totuși așa. Și nici lui bunica, că bunica nici măcar n-a vrut să participe. Ea se dea pe canapea și a venit grămadă pe dânsa și cu aceleași mișcări. Deci, sincer, chiar... La faza asta eu îl trosneam rău de tot. Nu știu ce-o fi fost în mintea dânsei. Nu, eu trebuie să-i dau un smetie după ceafă. Îl curca și o să acolo.